Hai la pădure! Acesta a fost îndemnul sub care un grup de reghineni a organizat sâmbătă 7 mai o acțiune de colectare a deșeurilor de la marginea pădurii de Dradului. Cetățenii au avut această idee după ce în timpul unei plimbări cu familiile au constatat că liziera pădurii este plină de gunoaie aruncate de oameni nepăsători, așa că au încercat să mobilizeze cât mai multe persoane dornice să igienizeze zona. Iar iubitorii de natură n-au întârziat să-și facă apariția. La campanie au luat parte și colegii noștri Ovidiu Ilisan și Gal Botond. Păi acum vă dezbăvălui secretul meu. Eu tot timpul am fost cu emoții. Oare va ieși ceva, oare nu iese. No, e bine ceea ce vedem. Chiar îmi pare bine că suntem cât suntem și mulțumesc foarte mult pe calea asta celor care sunt prezenți. Văd că totuși suntem câțiva cărora ne pasă. Cât de important să conștientizăm cât de importantă este natura și întreținerea unui mediu curat ca să ne putem bucura și noi și generațiile următoare? Asta depinde de noi. De ce oameni suntem? Dacă mie îmi place să ies la pădure și să văd ceea ce s-a văzut aici, atunci înseamnă că nu e important. În schimb, dacă ești puțin altfel, ești puțin spre normal, atunci e foarte important acest fapt. Chiar nu mă așteptam la atâta lume să se adune și mă gândeam numai așa, prieteni, câțiva o să se adune, dar nu. Sunt și oameni necunoscuți pe care nici nu i-am văzut în Reghin. Chiar mă bucur că lumea totuși a reacționat la acțiunea aceasta. E un prim pas, poate să fie un început al unor acțiuni permanente de acest gen pentru copiii noștri, pentru a se bucura și ei în anii care urmează de natura care o avem? Da, chiar ne-am gândit că dacă treaba asta iese din prima, atunci fiecare lună o să organizăm ceva de genul, pe malul Mureșului, la pădurea Rotundă și tot așa. În ce clasă ești? A treia. A treia, la ce școală? La Tonci. La Tonci, la școală, frumos. Și ai venit să faci curățenie în Reghin. Da. Bravo, cum te cheamă? Irinche. La ce m-am gândit? Cum acasă ne place să trăim în curățenie, atunci trebuie să avem grijă și de mediul înconjurător. Pentru că din inconștiența și nepăsarea altora, putem să distrugem natura și chiar și pământul. Sunt prea multe deșeuri. Și după părerea mea, noi venim cu plăcere să facem curățenie, dar cu mare regret trebuie să spun că peste 2 luni, așa intuiesc eu, că s-ar putea să fie la loc. Să fim optimiști, să sperăm că acțiunea va fi de bun augur și exemplul celorlalți care vor veni în mediu să întrețină și să se bucure de natură. Aici, la marginea pănurii, adun gunoi. Gunoaie? De unde ai știut de acțiunea asta? Ai venit împreună cu părinții? Cu mami am venit. Da? Cât crezi că este de important să păstrăm curat natura și aici, uite, pădurea asta noastră, pădurea Dedradului? Foarte, foarte, foarte. Vii cu părinții aici, ieșiți în natură. Da. Da? Îți place, da, în natură? Da. În ce clasă ești? A doua. Cum te numești? Levi. Levi, la ce școală ești, Levi? La Floria Bogdan. În urma celor 2 ore și jumătate cât au fost prezenți la marginea pădurii de Dradului, cei peste 30 de voluntari au colectat 3 remorci de gunoaie. Acțiunea lor a fost sprijinită de administrația locală din Batoș și de Reagecele Reghin.